Grădinița este clar o etapă ce presupune foarte multă atenție, să spun, dar mai intens mi se pare atunci când copilul deja intră în sistemul de învățământ, merge la școală deja. Acolo, cum trebuie gestionat și cum trebuie să explicăm copilului ce schimbare se va produce? Bun. În primul rând, a spune așa, de cele mai multe ori, dacă vorbim de școală, nu ar trebui neapărat să mai avem manifestări ale anxietății de separare. Presupunem, teoretic, copilul a mers la grădiniță în anii anteriori, este obișnuit cu un program de școală sau asemănător. Da? Acum, foarte mulți părinți mă întreabă și cred eu că e un subiect interesant de punctat, dacă copilul este pregătit. Aud foarte frecvent această întrebare și în cadrul cabinetului și în afara cabinetului. Aceleași întrebări. Este pregătit, dar oare va fi pregătit? Vreau să precizez un lucru pe care îl spun de câte ori am ocazia. Nu contează dezvoltarea cognitivă a copilului. În marea majoritate a cazurilor, copilul cognitiv, ca intelect, este apt să meargă la școală. Ceea ce ne interesează este dezvoltarea lui emoțională, capacitatea lui de a avea răbdare, de a-și concentra atenția, de a putea respecta reguli sociale. Aici este un aspect important, exact, că știți că eu tot timpul precizez cu limitele pe care este important să le impunem copiilor, da? Copilului nostru. Și știm că și în cadrul grădiniței lucrurile sunt mult mai permisive. Exact. Mai ales atunci când copilul, de exemplu, vine dintr-o instituție privată, într-o școală de stat și lucrurile se schimbă destul de mult. Se schimbă destul de mult chiar și pentru părinte. Eu pot să spun din experiență acest lucru, că inclusiv eu ca adult m-am adaptat de la un sistem privat la sistemul de stat. Da? Că, care sunt principalele modificări, ca să știe și cei care... A spune că rigiditatea este mai pronunțată în sistemul de stat, așa cum îl cunoaștem, cred, cu toții, da? Comunicarea mult mai redusă dintre cadrele didactice și părinți, dintre cadrele didactice și copii, disponibilitatea lor poate de a gestiona diverse situații care nu țin propriu zis de ceea ce au de făcut ca teme, ci de situațiile dintre ei, dintre părinți, dintre... Da, aici cred că suntem ușor deficitari încă. Na, sperăm că în timp lucrurile se vor îmbunătăți. Într-un fel îi șicălește pe copii acest lucru, această abordare, nu? Până la urmă ei vor rămâne în acest sistem de învățământ ani la rând. Da, exact, corect. Exact. Trebuie să se adapteze plus că nici la acest viața sistem. De adult nu este numai lapte și miere. Da. Dar în primă fază, cât sunt micuți și părintele de cele mai multe ori vrea să știe tot. Cum e copil, tot, corect, tot. Și cum a fost și ce a mâncat și cu cine a vorbit și cu cine n-a vorbit și dacă a făcut și dacă n-a făcut și dacă a înțeles și ce a zis doamna și așa mai departe. Da? Tot, corect. Da, e mult deodată pentru începutul școlii. Mă refer la, nu știu, clasa 0, clasa 1, clasa 2. Da, acum, da, da. În ce îi privește pe copii? În general, am observat că tendința copiilor este ca în clasa 0 să aibă o atitudine pozitivă. Pentru că am observat, iarăși, că învățătorii, învățătoarele, fac eforturi să le prezinte de cele mai multe ori școala într-o formă ludică, pentru început. Și, în general, trendul este ascendent la început. Așa. După care, iarăși, am observat la o parte dintre copiii cu care interacționez frecvent că intervine așa, curba se duce ușor, ușor în jos și copilul fie devine obosit, da, fie devine plictisit, fie își dă seama că de fapt a fost o ușoară amăgire partea cu joaca și că da, lucrurile sunt serioase. E și treaba acolo de făcut. Da. Da. Și plus că nu mai pot interveni acele pauze despre care vorbeam în cadrul grădiniței, când, nu știu, este o zi în care nu are chef copilul să meargă la grădiniță, nu e nicio problemă, lipsește fără
fără probleme. La școală deja se schimbă lucrurile. Da. Aș spune că ceea ce este important aici este sistemul relațional pe care copilul și el poate construi. Și poate că acolo stă o parte din suportul nostru și din, poate din propriu spus, insistențe. Din ajutorul pe care îl putem oferi în forma în care putem facilita construirea relațiilor de prietenie. Pentru că momentul în care el va merge într-un mediu în care așteaptă să-și întâlnească prietenii, colegii, deja motivația, deja starea de spirit și așa mai departe, capacitățile de a avea răbdare pentru că știe că apoi se joacă în curtea școlii cu colegii pe care îi preferă sau, în fine, poate avea diverse activități de acest gen, e foarte motivant. Se mai leagă astăzi astfel de prietenii, atât de strânse între copii? Pentru că eu am observat un lucru și la grădiniță. Nu prea suferă unul după altul. În parc, sunt foarte individualiști copiii azi. În mare parte se joacă singuri. Da, e pertinentă întrebarea și iarăși aș spune depinde. Depinde. Adică, depinde de structura de personalitate a copilului. Și depinde iarăși de cât de mult timp a petrecut fie jucându-se în parc sau cu vecini, cu alți copii, fie stând în fața unui device. Înțeles. Adică copiii care nu și-au dezvoltat până la vârstă școlară abilități bune de a comunica și a relaționa cu covârstnicii, în mod cert vor avea dificultăți în continuare și se vor adânci, practic, pentru că deja alți colegi de-ai lor vor fi la un alt nivel. Și va fi mult mai greu să țină pasul din punctul acesta de vedere. Și, probabil, tendința va fi să se interiorizeze mai mult, să se izoleze mai mult. Dar, în general, ceea ce observ eu în mod direct, este că, da, sunt capabili să stabilească relații de prietenie apropiate. Da. Okay. Și să-și ducă dorul unul la altuia în timpul vacanței, să ceară să se întâlnească și în restul, nu știu, pauzelor, de exemplu, să dorească să facă activități împreună cu ceilalți, să meargă în parc și așa mai departe. Sau anunță, cu tare n-a venit la școală săptămâna asta, e bolnav sau... Da, cumva atenția e... Mai este un aspect care îi îngrijorează, cred că mai mult pe părinți decât pe copii, respectiv temele. Da. Cum îi explicăm copilului ce tocmai a pășit în clasa 0 faptul că are teme? Are o treabă de făcut acasă. Păi ea spune așa, teoretic, în clasa 0 copilul nu ar trebui să aibă teme. Nu are teme? Nu știu. Teoretic, n-am ajuns în acea etapă. Nu. Okay. Nu. Teoretic, nu. Nu ar trebui să aibă. Iarăși depinde foarte mult dacă copilul stă la after school, before school sau nu. Pentru că ar putea să-și facă temele tot la școală sau, mă rog, într-un sistem în acesta after school. Astfel încât timpul petrecut acasă să fie timp liber. Ar fi de ajutor, nu? Această variantă, dacă există posibilitatea. Da. Plus că e de preferat ca părinții să fie cât mai puțin implicați în temele copiilor. În ideea în care părintele de regulă are o altă meserie, se ocupă de alte lucruri, are alte abilități. Nu neapărat cele profesorale. Nu e neapărat un bun învățător. Corect. Și atunci, și încă un lucru, copiii reacționează foarte diferit în momentul în care sunt în prezența părintelui decât atunci când sunt în prezența unei persoane străine. Chiar dacă o cunosc, dar nu face parte din familie. Nu este mama, tata, bunica, bunicul. Da? Sau, mă rog, frate, soră mai mare, eventual, depinde de familie până la urmă. Da? Va avea cu siguranță o altă mobilizare, o altă seriozitate, o altă rușine de a face lucrurile. Poate chiar un alt ritm. Acasă cu părintele este mult mai dificil pentru toată lumea. De cele mai multe ori, am observat și în cabinet, aș putea spune și în experiența proprie,
În momentul în care temele intervin în relația dintre părinte și copilul său, lucrurile încep să se deterioreze puțin, să se adauge conflicte constante. E oarecum firesc, mai ales până la o anumită vârstă, copilul să-și dorească să se joace constant. Asta este natura ludică a copilului, firească. Totodată, părintele este firesc că în afară de job și tot ceea ce mai are de făcut pe lângă, nu are, este exaltat în a face și teme, da? Adică cumva nimeni nu-și dorește temele alea, da? Dar totuși, dintre părinte și copil, temele sunt ale copilului, nu sunt ale părintelui, da? Adică ale părintelui au fost când a fost el școlar. Da, da, da.